Bine ai venit, Raluca, în direct pe Skype și într-o transmisiune în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Raluca Anton, psihologul nostru, care avem întâlnire la psiholog în fiecare după amiază de luni. Servus, bine v-am găsit! Raluca, astăzi am vorbit sau ne propunem să vorbim despre cât de mult și cât de departe ne putem împinge limitele și cât de sănătos e să facem treaba asta sau să facem din treaba asta o obișnuință. Da, într-adevăr, mă tot gândeam la lucrurile astea. Sigur că multe dintre lucrurile la care mă gândesc și pe care le scriu, fie pe rețelele sociale, fie pe care le povestim noi, sunt lucruri prin care mă trezesc că trec și eu în diverse momente ale vieții mele. Și asta era chiar o întrebare majoră pe care mi-am adresat-o în ultima perioadă. Oare cât de departe pot să împing limitele când vine vorba de diverse experiențe, în principal experiențe profesionale? Și cred că vine foarte mult această împingere a limitelor, pe de o parte din dorința de a nu-i refuza pe ceilalți, crezând că asta le va schimba perspectiva în ceea ce ne privește pe noi. Și apoi, și asta sigur vine cu împingerea limitelor personale. Noi simțim că nu mai putem și așa cu fiecare lucru mic ne spunem, hai că încă mai poți puțin, hai că încă o dată, hai că nu e așa de greu. Și apoi, pe de altă parte, dincolo de perspectiva pe care ceilalți ar putea să o aibă în ceea ce ne privește pe noi, este și despre perspectiva pe care o avem noi în ceea ce ne privește pe noi. Și faptul că a refuza sau a nu face un lucru ar putea să spună despre noi înșine că nu suntem suficient de buni când vine vorba de meseria pe care o avem sau de rolul despre care povestim. Unde poate duce treaba asta? În principal, ceea ce vedem în ultima perioadă se numește burnout, adică la o epuizare și, de fapt, este burnoutul acesta este o epuizare a resurselor. Nu neoprindu-mă și spunându-mi în continuu, hai că mai poți puțin, de fapt, noi consumăm din aceeași sursă de resurse, din același loc. Ori atunci când ne oprim, ar fi tare bine dacă am putea să punem resurse în locul respectiv, astfel încât când mai avem perioade dificile, să avem de unde să luăm. Sistemul nostru funcționează exact ca orice alt sistem și are nevoie de resurse pentru a funcționa. Și atunci când suntem cu resursele la minimum sau epuizate, categoric aici apare anxietatea, apare tristețea, apar tot felul de reacții care țin din zona asta care vin din zona de furie și în principal epuizare. Asta este ceea ce vedem noi foarte des în meseria noastră în ultima perioadă. Noi îi spunem epuizare emoțională. Nu e o epuizare fizică neapărat, cât mai degrabă o epuizare emoțională. Nu mai reușim să avem resurse din punct de vedere emoțional pentru a gestiona ce ni se întâmplă. Poți repara acest strici de luni până vineri, să spunem, pe parcursul weekendului sau e o perioadă foarte scurtă și ai avea nevoie de o vacanță ceva mai lungă pentru a-ți reîncărca bateriile? Chiar interesantă întrebarea asta, fix căutam și eu informații cu privire la ok, când sau cât ne-ar ajunge pentru a ne încărca bateriile și ce ne spun specialiștii în ultimii ani este că dacă în trecut funcționa foarte bine raportat la felul în care munceam atunci și la cât de stimulat eram de mediu sau cât de puțin eram stimulat de mediu, era suficientă o vacanță mai mare vara, că mergeam la mare sau la munte, fiecare familie cu preferințele ei. Acum se pare că nu mai funcționează asta și că, de fapt, mai sănătos ar fi să luăm pauze mai dese, chiar dacă mai scurte. Însă e extrem de important ce facem în pauzele respective, pentru că 2 zile de weekend ar putea fi suficiente dacă comportamentele noastre ar fi unele sănătoase și îndreptate către resurse și nu către a mai consuma resurse. Dacă stăm și petrecem timpul online, de exemplu, aia nu este încărcarea bateriilor. Descărcarea bateriei telefonului se poate numi, cu alte cuvinte. Da. Mai lăsați telefoanele în weekend la o parte, încercați să le ignorați, poate chiar și, eu știu, alte televizoare sau console de jocuri și așa mai departe și cred că ar trebui să petrecem mai mult timp în natură și până la urmă într-un mod relaxant alături de persoanele dragi nouă. Cred că ăsta poate fi așa un mic secret. Categoric, natura este una dintre cele mai valoroase resurse pe care o avem și țin minte, lucram în vară, nu vara asta, ci cred că vara trecută, nu mai știu, așa cu pandemia, parcă am uitat în ce an suntem, dar în perioada aia, într-o perioadă de lockdown, lucram cu ceva companie care avea și un sediu în Norvegia sau în ceva țară nordică și ei ne spuneau că de la serviciu îi obligă în fiecare zi să își ia, obligă cu ghilimele, sigur, să-și ia
pauză, iar în pauza respectivă e o pauză de conectare cu natura, conexiune cu natura, spuneau ei, să iasă în parc, să iasă, să se plimbe într-o pădure în apropiere, pentru că se pare că este un lucru foarte valoros pe care putem să-l facem pentru noi înșine. Raluca Anton, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ai adus. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim și abordăm un alt subiect. Următoarea programare, așa este. Ne vedem luni. O seară bună, numai bine. Oriunde mergi, orice faci, more music for free. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM.